Domnule Negrescu, aș vrea să începem cu întrebările despre alegerile europarlamentare care se apropie cu pași repezi. A fost oarecum surprinzătoare această decizie a PSD și a PNL de a face listă comună. Este un regres pentru democrație, mai ales că ați decis și comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. Adică ar putea fi considerat un regres pentru democrația din România faptul că principala forță de centru-dreapta candidează împreună cu principala forță de centru-stânga. Unde mai e pluralismul în politica românească și transpus în politica europeană? Într-un moment dificil pentru România, PSD a intrat la guvernare pentru a asigura stabilitate pentru țară. Nu a fost o decizie simplă după o guvernare de dreapta dezastruoasă. Și am reușit în ultimii ani să oferim stabilitatea de care aveau nevoie românii în contextul în care, iată, a izbucnit și războiul din Ucraina. Și noi credem că este oportun să continuăm această guvernare în anii care urmează. Și pentru a face acest lucru trebuie să ne asumăm un calendar electoral foarte clar și un proiect politic. Și proiectul nostru politic este să continuăm ceea ce am început, să implementăm planul de redresare și reziliență, să accesăm banii europeni, să oferim stabilitate României, să venim cu acele măsuri sociale pe care le-am promis și pe care le-am implementat deja o parte până în prezent. În această logică era evident că în contextul unui an măcinat, aș putea spune, de momentele electorale, trebuia să le spunem românilor ce ne propunem. Și am spus foarte clar, noi dorim să continuăm această guvernare și, în consecință, la alegerile pentru Parlamentul European, liderii celor două partide au decis că ar fi util să meargă împreună pentru a vedea, pe de o parte, care este reacția populației, dar în același timp să le spunem foarte clar că, așa cum la nivel european stânga și dreapta formează, aș putea spune, o coaliție, la fel și la nivel național ne dorim să continuăm pe același drum. Practic, să ne asigurăm că România este bine reprezentată la nivelul celor mai importante familii politice europene și că românii, prin eurodeputații săi, eurodeputații lor, vor putea să conteze în deciziile luate la nivel european. În același timp, comasând alegerile, vom avea cel mai probabil o prezență mai mare la vot. Asta înseamnă că reprezentanții României în Parlamentul European vor fi mai legitimi, mai reprezentativ, ceea ce poate să fie de bun augur. Evident, ne dorim ca partidele pro-europene și, în consecință, cele două formațiuni, PSD și PNL, să aibă cât mai mulți reprezentanți în legislativul european, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, în aceste două familii politice pot influența lucrurile în interesul României. Și cum va fi la alegeri? De exemplu, alegătorii dumneavoastră, ai socialdemocraților, cum vor, ce vor vota, ce vor vedea pe buletinul de vot, care va fi brandul electoral? Ca și într-o campanie de marketing comercială, se aseamănă și marketingul de campanie electorală, am putea spune, am putea face o paralelă. De ce simboluri vor vedea? Cum se va numi? Alianța electorală? Cum? Deci românii vor fi invitați să voteze pentru Parlamentul European și pentru alegerile locale. Alegerile locale a devenit tot mai evident că cetățenii votează omul și vor putea în continuare să aleagă persoanele cele mai potrivite pentru a ocupa demnitățile locale, de primar sau de președintele Consiliului Județean. Nu se schimbă nimic în acest sens. Iar pentru Parlamentul European vorbim practic de ceea ce ne propunem, cum spuneam și mai devreme, să facem la nivel european pentru România prin prisma influenței pe care o avem în cele mai importante partide politice europene. Acolo va exista un buletin de vot și pe acel buletin de vot o să vedem cel mai probabil o alianță electorală PSD-PNL, vor vedea siglele noastre politice și în consecință vor putea să ne susțină pe mai departe dacă preferă unul dintre cele două partide politice. Deci nu există nicio diferență în acest sens și cred că susținătorii noștri ne vor susține și la alegerile pentru Parlamentul European. Nu ne vom pierde identitatea, iată că suntem deja de ceva vreme împreună la guvernare. PSD a susținut în continuare creșterea veniturilor românilor, a salariului minim pe economie, a pensiilor românilor. Am reușit să creștem veniturile pentru anumite categorii profesionale,
Deci ne-am menținut linia politică care ne caracterizează, investind pe zona de educație și pe sănătate în mod special. Partenerii liberali au susținut în continuare cota unică, deci nu și-au pierdut nici ei identitatea, chiar dacă noi, ca socialdemocrați, am preferat să avem o modernizare a sistemului fiscal. Deci nu văd nicio problemă în acest sens. Noi, în Parlamentul European, în continuare ne menținem liniile politice. Chiar zilele acestea vom vota, de exemplu, programul politic al stângii europene, candidatul nostru comun, în persoana comisarului european Nicola Schmidt, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, un comisar important care a ajutat foarte mult România, cel care a creat programul SURE, prin care au fost practic plătite salariile românilor în timpul pandemiei și România a beneficiat de aproape 3 miliarde de euro prin acest program european creat de comisarul Schmidt. Și acest comisar este și cel care a sprijinit țara noastră în a modifica planul de redresare și reziliență, în a scoate acel prag impus pentru pensii de 9,4% din PIB și practic am reușit să avem o nouă lege a pensiilor și să mărim pensiile românilor. Așa că menținem această linie, dar fiind în același timp pe o listă comună, vom spune foarte clar că cele două formațiuni vor colabora pentru România, pentru o reprezentare mai bună la nivel european pentru țara noastră și automat cred că este oportun ca România să fie din nou reprezentată în biroul Parlamentului European și cred că acest lucru este posibil prin această listă comună. Apropo de comisarul Schmidt, este acest sistem care se numește Spitzenkandidat, da? Candidatul vârf de lance. Domnul Schmidt, înțeleg că este candidatul Partidului Socialiștilor Europeni, da? Pentru funcția de președinte al Comisiei Europene. Doamna von der Leyen va fi desemnată, pentru că e singura care va intra în Congres, va fi desemnată candidatul PPE, deci al celor de la PNL, pentru funcția de președinte al Comisiei Europene, să rămână în funcție. Și cum veți face, practic? Vă dați seama că este așa puțin o campanie care arată în mare măsură una într-o direcție, alta într-o direcție. Nu... E așa, schismatică, nu ne dăm seama. Deci dumneavoastră faceți campanie pentru o eventuală președinția domnului Schmidt în frunte, la legeți, iată, el este cel mai bun pentru a fi președinte al Comisiei Europene. Colegii noastre la PNL fac separat altă campanie cu doamna von der Leyen, iată, ea va fi președinta în continuare a Comisiei Europene. Nu știu... Este evident că viitorul președinte al Comisiei Europene va proveni din una dintre cele două formațiuni politice europene, fie de la socialdemocrați, fie de la popularii europeni. Și la alegerile precedente am avut candidați diferiți. Stânga l-a susținut pe Franz Timmermans, comisarul european, și dreapta l-a susținut pe liderul popularilor europeni, domnul Manfred Weber. Și ca urmare a negocierilor care s-au purtat în Consiliul European, pentru că doar acolo se decide practic această nominalizare și șefii de stat și de guverne decid, a ieșit Ursula von der Leyen de nicăieri. Așa că nu cred că este o problemă nici în această privință. Avem programe politice diferite la nivel european, vom încerca să le acomodăm la nivel național, vom avea viziuni poate diferite pe anumite aspecte, dar vom avea și un program comun cu o serie de obiective clare, precise, simple, pe care alianța PSD-PNL le va susține la alegerile pentru Parlamentul European. De exemplu, în manifestul politic, în programul politic al stângii europene, este foarte clar menționat acolo faptul că liderii de stânga europeni, și mă refer aici la cancelarul german Olaf Scholz, la premierul spaniol Pedro Sánchez și la alți lideri semnificativi, cu toții susținem ca România să intre în integralitate în spațiul Schengen și sperăm să avem același lucru și în programul politic al dreptei europene și automat, evident, putem să facem campanie pentru acest deziderat. Deci există puncte comune pe care le vom urmări, dar, cum spuneam, nu ne vom pierde identitatea. Au fost momente în care am votat împreună aici în Parlamentul European, de exemplu, susținerea aderării României la zona de liberă circulație și au fost momente unde am avut viziuni diferite, de exemplu pe zona de agricultură, unde noi am fost mult mai clar și mult mai direct în a sprijini revendicările fermierilor. Când vine domnul Schmidt la București să vă susțină în campanie? În primul rând, am găzuit în România recent o ședință a grupului socialiștilor și democraților europeni. Liderii noștri din Parlamentul European au fost la București pentru o serie de întâlniri cu reprezentanții guvernului și un eveniment important
dedicat mecanismelor și soluțiilor pe care le avem pentru a crește nivelul de trai a românilor folosind inclusiv banii europeni. După această reuniune importantă, urmează ca la începutul lunii aprilie, undeva pe 7 aprilie, să avem o ședință a liderilor PES cu un eveniment de mare anvergură la care va participa inclusiv candidatul comun Nicola Schmidt, și mai probabil acesta va fi prezent acolo și va prezenta platforma noastră politică europeană pentru alegerile pentru Parlamentul European. Între timp, pe 6-7 martie, vine și doamna von der Leyen la București să susțină PNL-ul în cadrul Congresului PPE de la București. Cum este această campanie cu doi șpiți în candidat, doi lideri europeni care fiecare face campanie pentru câte un partid, dar aflate amândouă pe aceeași listă, cu aceeași listă de... Este o situație win-win pentru România, pentru că socialdemocrații și populari europeni sunt principalele două formațiuni politice la nivel european. O diferență foarte mică de voturi. Deci, indiferent de ceea ce se va decide la nivel european, România va avea influență la nivelul Comisiei Europene. Fie că e Ursula von der Leyen, fie că este Nicola Schmidt, votând practic această alianță, ne asigurăm că românii vor conta în deciziile luate la Bruxelles. Așa că, de fapt, iată, din ceea ce poate părea complicat, reiese o concluzie simplă pentru români. Dacă susții alianța electorală PNL-PSD sau PSD-PNL mai degrabă, atunci automat vom conta la Bruxelles. Și nici n-am început campania electorală și deja ați început să lansați sloganuri și call to action politice. Nu, este doar un răspuns, e doar un răspuns natural pe care l-am. Acum știți foarte bine, eu sunt familiar cu deciziile luate la Bruxelles. Sunt și chestor al Parlamentului European, cea mai importantă funcție pe care o deține țara noastră în legislativul european, și aici deseori în biroul Parlamentului European avem decizii consensuale. De fapt, așa se iau deciziile, prin consens. Rare ori se întâmplă să avem voturi. Prin dialog se găsesc soluții și cred că, de fapt, aceasta reprezintă o tendință naturală, normală, în democrațiile consolidate. Învățăm, practic, de la Bruxelles cum să ne comportăm și în România. Scandalul nu aduce nimic pentru cetățeni, țipetele nu aduc plus valoare sau soluții pentru români. Asta încercăm să le explicăm tuturor, că dacă vrem ca România să fie mai influentă la Bruxelles și totodată să avem practici democratice europene, atunci este natural să găsim soluțiile de consens și din aceste soluții să reiasă acele măsuri pe care le așteaptă românii. Cum se decid candidații pe liste? Lista comună. Cum îi distribuiți? Căutăm să avem o reprezentare corectă pentru fiecare partid politic care formează această alianță electorală PSD sau PNL. Fiecare formațiune politică își va desemna proprii candidați și în raport cu formula de organizare a listei, aceștia vor fi distribuiți în respectiva listă. Știu că există posibilitatea ca liderii celor două partide să aibă întrebări cu privire la anumiți candidați, însă nu mă aștept să apară sincope sau probleme. Din listele care au apărut în spațiu public, văd oameni bine pregătiți care au urmat să le găsească pe respectivele liste. Dumneavoastră, pe ce loc sunteți pe listă? Nu s-a decis să mă intre față lista de candidați. Partidul urmează să decide lucrul acesta la nivelul organismelor de conducere. Până atunci fac treaba cât pot de bine și în Parlamentul European, unde sunt și negociator șef pentru bugetul Uniunii Europene pentru anul viitor și, în consecință, mi-ar face plăcere să pot să-mi continui această muncă. În următoarele săptămâni urmează să votăm aici, în Parlamentul European, prioritățile legislativului european privind bugetul european de anul viitor și, în a doua parte a lunii, se vor discuta cifrele și alocările exacte și aș vrea să folosesc experiența și expertiza în a obține cât mai mulți bani pentru România și pentru prioritățile pe care le au românii în bugetul european. Da, numai un pic, am și la buget, dar vreau să vă întreb, să terminăm cu lista. Va fi, cum se spune, un candidat, un independent pe lista, nu? Care va deschide lista? Înțeleg de la liderii celor două formațiuni că se caută un candidat care poate mobiliza electoratul ambelor partide. Cred că este o idee bună să ne gândim la o doamnă care să conducă această listă. Este și o invitație la o participare mai mare la viața publică pentru femeile din România. Există niște carențe acolo și statistice și cred că este un mesaj pozitiv.
la finalul zilei, persoana poate opta, poate fi membru a unui partid politic, chiar s-a vorbit despre posibilitatea ca cel care va conduce lista chiar să se înscrie într-una dintre cele două formațiuni, pentru că oricum aici, la nivel european, va trebui să decidă în ce grup politic sau la ce grup politic se va afilia. Dar asta vom vedea de îndată ce vom identifica persoana potrivită. Se fac mai multe discuții în acest sens și analize și sondaje și sunt convins că din aceste discuții o să reiasă o persoană potrivită pentru a reprezenta România în Parlamentul European și cele două formațiuni care compun această alianță electorală. Da, au fost vehiculate în presă mai multe nume. Și doamna Chiriac de la reprezentanța Comisiei și doamna Odobescu din Guvern. Nu știu, sunt fezabile aceste nume sau... Da, eu cred că trebuie să identificăm o persoană care poate reprezenta ambele formațiuni politice și care nu și-au asumat până acum niciun fel de rol politic în jurul unei formațiuni sau a unei alte formațiuni. Dacă mă întrebați pe mine, din punct de vedere profesional, ambele doamne se califică și în mod special mă refer aici la doamna Ramona Chiriac, care din postura pe care o ocupă a reușit să sprijine foarte mult România, dar și dialogul dintre Comisia Europeană și România. Sunt și alte variante, însă, care au fost vehiculate. Cel mai important este ca și persoanele respective să-și dorească acest lucru, pentru că nu vorbim aici de a forța pe cineva, vorbim de persoane care doresc să facă politică, care doresc să-și asume și această campanie. Nu este simplu să faci campanie, nu este simplu să discuți cu oamenii, așa că va conta foarte mult și apetitul politic, aș putea spune, al persoanei desemnate. Da, ați spus, să termin cu lista, PUSL va figura și el pe listă sau le veți da ca și data trecută locuri, doar locuri în, pe lista dumneavoastră PSD sau ambele partide, și PNL și PSD le va da locuri celor de la PUSL? În momentul de față avem o colaborare cu anumiți reprezentanți ai PPUSL. Nu a fost stabilită niciun fel de alianță în perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European. Urmează să existe discuții în acest sens. Evident, continuitatea este bună. Va conta foarte mult și profilul persoanelor propuse și în sensul acesta, de îndată ce vom defini la nivelul alianței electorale cum va arăta lista, vom vedea dacă este oportună și o astfel de colaborare cu PPUSL și reprezentanții săi propuși pentru Parlamentul European. Dacă nu se va ajunge la niciun consens, probabil că acest partid va candida separat, însă mai este până la o astfel de decizie și trebuie să așteptăm prima decizie înainte de a vedea pașii următori. Aș vrea să trecem puțin și la activitatea dumneavoastră de aici din Parlamentul European din ultimul timp. Chiar ați pomenit despre buget. Sunteți negociatorul șef al Parlamentului European pentru bugetul pe 2025. Spuneți-ne care sunt evoluțiile actuale, unde ați ajuns cu el, ce ați propus în Comisia de Buget. În momentul de față suntem la stadiul de definire a priorităților Parlamentului European privind bugetul UE de anul viitor. Au existat negocieri intense între grupurile politice, pornind de la propunerea pe care am făcut-o. Cred că am ajuns la un consens și urmează în Comisia pentru Bugete să aprobăm aceste priorități, urmând ca la sesiunea din martie, plenara din martie a Parlamentului European, să votăm aceste priorități. Și sunt câteva lucruri importante menționate acolo. Pe de-o parte, nevoia de a avea fonduri suficiente pentru implementarea planurilor de redresare și reziliență. Foarte clar că faptul că nu trebuie să scădem fondurile pentru politica de coeziune, că trebuie să creștem resursele financiare alocate pentru agricultură și pentru fermieri, în mod special pentru tineri fermieri, dar și pentru mecanismele care combat efectele inflației sau problemele în ceea ce înseamnă lanțul de aprovizionare sau de vânzare a acestor produse. Avem de asemenea finanțarea a două mecanisme centrale care până acum nu erau menționate în prioritățile Parlamentului European pe care le-am introdus. De exemplu, posibilitatea de a sprijini statele membre sau chiar de a realiza achiziții comune pentru medicamente de ultimă generație sau echipamente medicale. Asta ar însemna ca toți pacienții europeni să aibă acces la tratamente competitive și aici au existat discrepanțe. De asemenea, finanțăm și mecanismul de transfer a drepturilor sociale, adică asta înseamnă că românii care ar vrea să întoarcă din diaspora înapoi acasă ar putea să facă acest lucru mai ușor,
prin acest mecanism european care va permite transferul alocațiilor sociale, a pensiei, a ajutoarelor specifice, șomajului sau alte prestații sociale de care beneficiază. Și este un lucru benefic și e important să creștem aceste alocări. Nu în ultimul rând, avem clar menționat acest lucru, doleanța noastră de a finanța adecvat integrarea totală a României în spațiul Schengen. Este de asemenea un mesaj pe care îl transmite Parlamentul European în acest sens. De îndată ce aceste priorități vor fi votate în Parlamentul European, le vom prezenta în detaliu, dar cred că am reușit ceva semnificativ. Prioritățile, așa cum le-am identificat eu, ale românilor, sunt integrate în ceea ce înseamnă perspectivele bugetare europene de anul viitor. Apropo de spațiul Schengen, intrăm acum cu frontierele aeriene și maritime. De la 31, nu? Martie. La finalul lunii martie, România intră pe cale aeriană și maritim în spațiul Schengen. Este un pas așteptat de 13 ani pe care realizăm în prezent. Totodată intrăm și în alte două formate importante. Vom putea emite vize Schengen, ceea ce înseamnă că mecanismele noastre consulare vor fi integrate în zona de liberă circulație. Este un lucru semnificativ, greu, dar important în același timp. Și vom fi parte din procesul decizional specific zonei de liberă circulație, adică vom fi la masa deciziilor în ceea ce privește deciziile și discuțiile privind zona de liberă circulație. Și asta ne dă oarecum garanția că subiectul aderării României la spațiul Schengen poate fi redeschis mai degrabă spre finalul anului, după finalizarea legilor din august, dar există aceste perspective. Trebuie să arătăm că acum îndeplinim aceste condiții pentru a merge înainte, dar în continuare susțin importanța acestui obiectiv. Urmează ca iată, cancelarul austriac să vină la București zilele următoare. Sper să avem aceste discuții cu privire la intrarea României în spațiul Schengen. Am văzut și declarații oarecum contundente ale ministrului de interne austriac, vorbea de filozofie și eu aș vrea să nu filozofăm și să acționăm și să avem o decizie favorabilă pentru țara noastră. Am deblocat această decizie la finalul anului trecut, nu a fost simplu, sunt convins că putem să deblocăm și integrarea totală după 13 ani de așteptare. Cam care ar fi pronosticul dumneavoastră? Nu știu, să se ia anumite decizii până în alegerile din Austria, adică anul acesta, și să intrăm eventual din 2025 cu frontierele terestre, sau cum am putea, la ce putem spera, sau care sunt obiectivele noastre? Eu estimez că vom putea să discutăm cu adevărat despre acest subiect doar după finalizarea alegerilor pentru Parlamentul European și desemnarea viitoarei comisii și alegerea celor mai importante funcții la nivelul instituțiilor europene. Atunci vom putea să exercităm o presiune suplimentară împreună cu noi partenerii europeni. Evident, alegerile din Austria riscă să ne îngreuneze acest lucru, de aceea văd mai degrabă o discuție după alegerile din Austria. Îmi doresc sincer ca partidul extremist din Austria să nu câștige acele alegeri și acest lucru ar putea să împiedice o rediscutare a acestui subiect. Dacă partidele pro-europene vor forma o coaliție în Austria, atunci există premisele ridicării acestui veto aplicat de guvernanții de dreapta din țara respectivă. Vreau să vă întreb și despre susținerea pe care o are acum din partea României, practic, da, adică propunerea României ca președintele Iohannis să fie candidatul pentru funcția secretar general al NATO. Faptul că în momentul de față România are o funcție importantă la NATO, și anume cea de secretar general adjunct prin domnul Mircea Geoană, este un impediment pentru domnul Iohannis sau cum? În primul rând, eu îmi doresc pentru România o reprezentare cât mai bună la nivelul instituțiilor internaționale. Indiferent de numele persoanei, trebuie să ne asigurăm și să facem tot ce este posibil ca România să fie reprezentată la cel mai înalt nivel. O astfel de candidatură, dacă ea există, ea poate fi de bun augur pentru țara noastră. Într-adevăr, tehnic vorbind, secretarul general adjunct are ca sarcină asigurarea unei tranziții între secretarul general precedent și cel viitor. În contextul acesta, ar putea să fie anumite semne de întrebare ridicate de anumiți lideri din diferite state membre NATO, însă aceste elemente sunt convins că vor fi clarificate. Important este să existe sprijinul necesar
și să ajungem la respectiva situație. Estimez că undeva în primăvara acestui an vom ști în ce măsură avem aceste șanse, urmând ca la reuniunea internațională din vara acestui an să avem decizia formală. În raport cu aceste decizii o să se identifice și soluția tehnică în ceea ce înseamnă această perioadă de tranziție și cine o va efectua. Da, la prezidențiale, cum îl vedeți pe domnul Gioane? Pentru că a fost președintele dumneavoastră al Partidului Social Democrat. Îl vedeți ca pe un candidat puternic? Este, să zic așa, un pericol pentru PSD în momentul de față? Nu cred că putem să vorbim de pericole atunci când vorbim de candidați la alegerile prezidențiale. Partidul Social Democrat își va susține candidatul și va prezenta oferta pe care noi avem pentru români, tipul de președinte pe care îl dorim pentru România. Chiar dacă am avut momente victorioase și momente în care am pierdut alegerile, PSD și-a susținut candidații. Acum, Mircea Gioan are tot dreptul să aleagă ce dorește să facă mai departe. Am văzut în presa din România faptul că menționa posibilitatea unei candidaturi independente. Este decizia dânsului. El a fost și la PSD, a fost și la alte formațiuni politice în trecut. Din nou, vorbind de decizie personală, ce cred eu sincer este că Partidul Social Democrat pornește cu o șansă reală la viitoarea alegeri prezidențiale. O să vedem aceste elemente după alegerile pentru Parlamentul European. Probabil că noi în PSD, dar poate și coaliția, vom avea o discuție despre acest subiect după alegerile pentru Parlamentul European și vom vedea care sunt formulele pe care le vom adopta în perspectiva alegerilor prezidențiale. Aș vrea să încheiem acest interviu cu o opinie, să zic, un comentariu al noastră, vă rog, despre tot acest climat care s-a format în ultima perioadă în toată Europa. Ascensiunea partidelor eurofobe sau eurosceptice, e războiul din Ucraina, tocmai am ieșit din, mă rog, am ieșit de ceva timp din pandemia COVID, a fost dificil, au fost măsuri dificile. Cum vedeți tot acest climat pentru viitorul Europei Unite și viitorul României în Uniunea Europeană? Pe de-o parte, trebuie să fim foarte atenți și preocupați de ceea ce s-a întâmplat, mai ales la finalul anului trecut, unde a existat această revigorare a mișcărilor anti-europene, xenofobe, rasiste, extremiste. Și pentru asta trebuie să discutăm mai mult cu cetățenii, să le explicăm ce înseamnă apartenența la Uniunea Europeană și NATO, care sunt avantajele, care sunt provocările, dar mai ales care sunt riscurile să nu avem aceste structuri. Adică dacă România nu ar fi parte din NATO și Uniunea Europeană, acest lucru ar fi periculos pentru români. Nu am avea acces la mecanismele de protecție conferite de aceste două structuri, nu am fi protejați, am fi precum Ucraina sau Republica Moldova. Practic, într-o situație periculoasă pentru români. Totodată, dacă nu am fi în Uniunea Europeană, nu am avea acces la banii europeni și banii aceștia europeni au ajutat la dezvoltarea României și sunt esențiali. Din nou, ne comparăm cu Belarus sau alte state care nu beneficiază de bani europeni, care sunt mult mai puțin dezvoltate decât țara noastră. Trebuie să spunem foarte clar românilor că aceste partide extremiste, și spun explicit, AUR și SOS vor ca România să fie scoasă din Uniunea Europeană și NATO. Asta este proiectul lor politic, fie că îl spun direct sau că îl spun indirect. Ei, de fapt, își doresc ca România și statele europene să stea în genunchi în fața lui Vladimir Putin. Eu nu-mi doresc o Românie slabă în fața Federației Ruse. Experiențele noastre trecute cu Rusia au fost dezastruoase pentru România. Îmi doresc o Românie puternică în aceste două structuri, Uniunea Europeană și NATO, și în raport cu acest pericol reprezentat de Federația Rusă. Nu în ultimul rând, eu cred că acest val s-a estompat. Eu cred că vom asista la declinul extremei drepte în Europa. Vă dau câteva exemple. La alegerile din Spania, partidul extremist Vox era cotat la un scor colosal, de aproape 20%, și au luat un scor mai mic decât la alegerile parlamentare precedente. În Germania, după o victorie într-o localitate foarte mică, au luat rezultate mai slabe la alegerile regionale. În Italia, populiștii controlau regiunea Sardiniei și au pierdut alegerile care tocmai au fost organizate în fața candidatului Stângii Unite. Deci eu cred că vorbim de o evaluare care ține mai degrabă de anumite tendințe care existau anul trecut,
Dar nu trebuie să cedăm, trebuie să le explicăm în continuare românilor de ce votul lor este important, care sunt consecințele votului lor și eu cred că vom reuși să demonstrăm acest lucru, că românii vor vota partidele pro-europene, vor vota pentru o Românie puternică în aceste două structuri și nu vor, vor fi influențați de populiști și de aceste promisiuni deșarte pe care le fac doar pentru a câștiga voturi. Ați pomenit de, numai un moment, ați pomenit de Republica Moldova și de situația dificilă în care se află incertitudinile de acolo. Care, Moldova nu este nici în Uniunea Europeană încă și nu este nici în NATO, ei având în Constituție neutralitatea. Ce putem face totuși pentru, pentru că și acolo trăiesc români, ce putem face pentru frații noștri de peste Prut, noi, România, în condițiile acestea de amenințare din, exercitate de Moscova? Eu sunt și spun direct mândru de ceea ce face România pentru Republica Moldova. Sprijinim Republica Moldova direct, asigurându-le acces la resurse energetice. Investim puternic în Republica Moldova, suntem astăzi principalul partener comercial și un lucru de bun augur. Îi învățăm cum să transpună legislația europeană pentru a integra mai repede Uniunea Europeană și cred că, datorită sprijinului oferit de România, iată, acum au statutul de țară candidată și au perspective reale de a intra în Uniunea Europeană. Pregătim tot ce înseamnă zona de protecție a frontierelor și zona de securitate și de apărare și un lucru de bun augur pentru un stat care, din nefericire, nu are o astfel de infrastructură. Situația este tensionată, este dificilă. Am văzut reacțiile din ultimele zile ale comunității internaționale, inclusiv din partea partenerilor americani, cu privire la zvonurile din Transnistria. Eu n-aș vrea ca România să fie în situația Republicii Moldova, dar nu trebuie să uităm de Republica Moldova, de aceea avem întâlniri la cel mai înalt nivel cu oficiale din Republica Moldova, cu președinta Maia Sandu, cu premierul Republicii Moldova, cu miniștri de acolo. România este alături de Republica Moldova, alături de cetățenii din Republica Moldova și este evident alături de românii care locuiesc în Republica Moldova și vom face tot ce este posibil ca Republica Moldova să rămână o țară stabilă care urmează această cale pro-europeană. E singura direcție pentru a dezvolta Republica Moldova și trebuie să ne asigurăm că în continuare vom depune aceste eforturi în așa fel încât Republica Moldova și după alegerile prezidențiale să continue procesul spre modernizare și integrare în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Negrescu. Mulțumesc și eu.